Biroul permanent județean Hunedoara al Partidului Democrat Liberal a adoptat în unanimitate decizia de dizolvare a birourilor permanente locale ale Partidului din Petrila și Vulcan. Cu aceeași ocazie a fost decisă și excluderea din PDL a primarului și viceprimarului din Vulcan, Gheorghe Ile, respectiv Angela Stoica. De asemenea, liderii pedeliștilor hunedoreni au avizat și componența birourilor permanente locale care vor activa cu mandat interimar în organizațiile locale Petrila și Vulcan până la data organizării alegerilor interne conform statutului. La Petrila, drept președinte interimar, a fost desemnat Ilie Păducel, iar la Vulcan, Constantin Cocoș Vârtopeanu. Hotărârile au fost adoptate ca urmare a încălcării grave a prevederilor statutare interne ale PDL, precum și ale codului etic intern aplicabil de către conducerile formațiunilor locale ale Partidului din Petrila și Vulcan.